Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu au desfășurat o acțiune pe raza orașului Bolintin Vale pentru prevenirea și depistarea încălcărilor legislației privind drepturile de autor. În cadrul controlului, oamenii legii au depistat un administrator al unei firme ce folosea în incinta societății 6 calculatoare ce aveau instalate programe neautorizate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Giurgiu au desfășurat o serie de acțiuni pentru prevenirea și depistarea încălcărilor legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe. Pe raza orașului Bolintin Vale au depistat o societate comercială unde administratorul societății, un bărbat de 33 de ani din localitate, folosea în incinta societății mai multe computere oferite în regim de închiriere clienților. Cu ocazia cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pe cele 6 computere erau instalate programe neautorizate pe care acesta le punea la dispoziția publicului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiuni de reproducere neautorizată pe sistemele de calcul a programelor pentru calculator. Acțiunea oamenilor legii face parte din cadrul unei campanii de informare derulate de Poliția Română împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Uniunea Producătorilor de Fonograme. Scopul campaniei este acela de a stopa infracțiunile în domeniul drepturilor de autor.